Doamne, și domnule, o parte din care asta ne-am mai întâlnit, o parte din neam. De vă urez la mulți ani pentru anul 2021 și multă sănătate. De la început dau cuvântul domnului secretar general să ne spună care e prezența, dacă vă spuneți. Bună seara tuturor, de acum seara. Fiind toată lumea prezentă, toți consilierii prezenți, doamna primar, declar deschise lucrările ședinței Consiliului Local de astăzi, 29 ianuarie 2021. Mulțumesc. Aș vrea să supun aprobării procesul verbal din luna decembrie, pe data 11 decembrie. Cine este de acord? Cine? Petre. Mulțumesc. Vă potrivă? Abțineri? Domnul Gărbiță, nu vă zic nimic doar. Nu, asta. Da. Ce vreau să vă mai zic? Rândul trecut la ședință, nu prea am fost mulțumit prin faptul că nu prea s-a respectat regulamentul ședinței, ci constă nu ne-am scris la cuvânt, s-a vorbit exact ca la piață, care cum a vrut, plus că nu ne-am respectat un pic ordinea ședinței. Ce se întâmplă? Eventual am pretenții când cineva are o problemă, vrea să se învoiască. Eu sunt de acord să-l învoiesc, pentru că sunt situații când trebuie să ajungi la o oră fixă undeva și nu suferă amânare. Deci se adresează persoana respectivă președintelui de ședință. Președintele de ședință supune la vot Consiliul Local, întreabă consilierii dacă sunt de acord să învoiască persoana respectivă și după aia poate să plece din ședință. Vă rog tare mult, să fie valabil. Deși pentru mine ultima ședință, dar să fie valabil tot timpul treaba asta. În al doilea rând, vreau să luăm cuvântul după fiecare punct care se discută și prezintă materialul doamna primar, să discutăm exact la obiect, să ne înscriem la cuvânt și nu are voie nimeni să vorbească peste persoana respectivă. Dacă cineva are ceva de completat și de spus, să scrie la cuvânt. Vă rog tare mult să respectăm treaba asta. Și încă o problemă, după terminarea ședinții, de exemplu când se epuizează ultimul punct după ordinea de zi, noi mai avem posibilitate să avem discuții la diverse. În ce constă? Deci noi care avem teren și avem legătură direct cu cetățenii, se poate aduce la cunoștință doamnei primar și domnului vice problemele care au apărut în teritoriu. De exemplu, dau așa un exemplu, trebuie undeva, știu eu, pus niște balasturi, trebuie consolidat un mal, că s-a dărâmat, că nu știu ce, le aduceți la cunoștință, dar nu prea mult, adică cât mai concis așa, vă gândiți în câteva cuvinte să rezolvați pe lui, adică să nu întârziem și așa avem 20 de puncte acum de ordine de zi. Vă dați seama dacă nu suntem mai conciși, mai repede, să ne prindem miezul nopții aici. Ne-am înțeles, da? Bine, vă mulțumesc. Acum încep să citesc dispoziția numărul 7 din 22 ianuarie 2021 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin pentru data 29 ianuarie 2021 începând cu ora 16. Primarul Comunii Mănăstirea Cașin, județul Bacău, inginer Ionache Adriana, având în vedere adresa numărul 19 din 1301-2021, primită din partea conducerii școlii gimnaziale Regina Maria, Mănăstirea Cașin, doamna director Iordache Felicea, prin care ne solicită să supunem aprobări în ședința Consiliului Local, un reprezentant al Consiliului Local care să fie membru în Consiliul de Administrație a școlii gimnaziale Regina Maria, Mănăstirea Cașin.
Adresa numărul 11699 din 22-12-2020, primită de la Inspectoratul Școlar Bacău, prin care faptul că ni s-a acordat avizul conform privind organizarea rețelei școlare în Comuna Mănăstirea Cașin pentru anul școlar 2021-2022. Referatul de aprobare numărul 500 din 19-01-2021 a doamnei primare Elache Adriana privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin. Referatul de aprobare numărul 501 din 19-01-2021 a doamnei primare Elache Adriana privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului Comunei Mănăstirea Cașin. Referatul de aprobare numărul 503 din 19-01-2021 privind aprobarea regulamentului de ordine interioară, adresa numărul 14762 din 24-12-2020, primită de la Consiliul Județean Bacău, Direcția Generală de Asistență Medicală și Protecția Copilului Bacău, prin care ne solicită aprobarea contractului de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Referatul numărul 690 din 22-01-2021 al domnului Bucur George Adrian, în calitate de administrator domeniul public și privat al Comunei Mănăstirea Cașin, prin care propune analiza și aprobarea regulamentului de funcționare a Căminului Cultural din Comuna Mănăstirea Cașin. Referatul numărul 479 din 18-01-2021 al domnului Apostol Gheorghe, responsabil urbanism în cadrul aparatului specialitate a primarului Comunii Mănăstirea Cașin, prin care solicită aprobarea regulamentului local de urbanism al Comunii Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Referatul 597 din 20-01-2021 al domnul Soare George, responsabil lucrări, servicii, salubrizare și administrare, prin care solicită aprobarea regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajelor de către persoane fizice în Comuna Mănăstirea Cașin. Referatul 704 din 22-01-2021 al domnului secretar general Eliu Ioan, prin care solicită alegerea unui președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Referatul numărul 705 din 22-01-2021 a domnului secretar general Eliu Ioan, prin care solicită modificarea organigramei și statutului de funcții, având în vedere necesitatea, oportunitatea adoptării acestei hotărâri. Cererea numărul 709 din 22-01-2021 a familiei Oancea Ion și Valerica, prin care solicită cesionarea contractului de concesiune numărul 6798 din 9-11-2018 către Ghilogaș Ioan și Mirela Mariana. Adresa numărul 11869 din 10-12-2020, primită de la Direcția Silvică Bacău, Ocolul Silvic, Mănăstirea Cașin. În temeiul prevederilor articolului 155, aliniatul 1, litera B, aliniatul 3, litera B și D, aliniatul 5, litera A și articolul 196, aliniatul 1, litera B din UAG numărul 7 sau ordonanța de urgență numărul 57 din 2019, privind codul administrativ cu modificări și completările ulterioare. Dispune articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședință ordinară pentru data 29 ianuarie 2021, începând cu ora 16 la sala ședinței de la primărie, având pe ordinea zi următoarele proiecte de hotărâre. Punctul 1. Desemnarea unei reprezentanți din partea Consiliului Local Mănăstirea Cașin să facă parte din Consiliul de Administrație al școlii din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Punctul 2. Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022. Punctul 3. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Mănăstirea Cașin. Punctul 4. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului Comunii Mănăstirea Cașin.
Punctul 5. Aprobarea regulamentului de ordine interioară. Punctul 6. Aprobarea planului de muncă pentru persoanele condamnate care vor presta muncă în folosul comunității. Punctul 7. Stabilirea regulamentului taxei de salubritate. Punctul 8. Aprobarea regulamentului de închiriere a utilajelor auto la serviciul de salubrizare domeniul public și privat a Comunei Mănăstirea Caști. Punctul 9. Aprobarea regulamentului plan urbanist general. Punctul 10. Aprobarea eliberarea vis favorabil a administratului drumului public în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul regularizare a viei râu Sărățel, Comuna Mănăstirea Cașa, județul Bacău. Punctul 11. Modificări organigramei și statutului de funcție. 12. Punctul 12. Aprobarea regulament cămin cultural. 13. Aprobarea contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap. Punctul 15. Aprobarea achitării cotizații către asociațiile ADIC, Bacău, ADIS, Bacău, GAU, Valea Tortu și acord în care Comuna Mănăstirea Caști este membru. 16.16. Aprobarea cesionării contractului de concesiune numărul 6798 din 09-11-2018 a familiei Oancea Ion și Valerica către Chilogaș Ion Mirela Mariana. Punctul 17. Aprobarea cesionării contractului de concesiune numărul 6790 din 19-11-2018 al doamnei Oancea Valerica către fiul acestea Oancea Ștefan. Punctul 18. Aprobarea cesionării contractului de concesiune numărul 6791-19-11-2018 al domnului Oancea Ion către fiul acestea Oancea Mihai. Punctul 19. Alegerea președinții ședinței pentru următoarele 3 luni, deci luna februarie, martie, aprilie 2021. Și punctul 20. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli privind contractul de administrare numărul 9660 din 06-09-2016 pentru anul 2021. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Vă mulțumesc! Acum... Cine s-a abținut? M-a abținut. Domnul Iorghiță s-a abținut. Motivat de faptul că pentru o reorganizare a SBSU materialul primit în 26, iar pentru organigramă cu statul de funcții și cotizații nu primit niciun material. O altă problemă. Vă rog comisiile de specialitate să raportați dacă cei trei președinți a comisiilor de specialitate să raportați dacă în calitate de președinte, dacă au fost de acord cu aprobările celor puncte din ordinea de zi, dacă a aprobat favorabil și dacă a existat abține. Prima dată este Comisia pentru Administrare Publică Locală și Comunală. Fiecare punct o parte și spune părerea lor. Da. Președintele Nicolae. Da. De exemplu, la urmă, dacă dumneavoastră, eu vreau să aprobăm la total. Să-și luăm... Să luăm primul punct. Stai. În primul rând să vă spun și eu un an cu sănătate. Și la mulți ani sunt cei la pe care mi-am văzut. Și să sperăm că vom avea un an în care să facem ceva bun, dacă suntem aici, într-o formație, zic eu,
foarte bine pregătită, în așa fel încât să facem ceva mult pentru comun. Și oamenii să fie mulțumiți de activitatea Consiliului Local. Bun. Prima temă, cum? Punctul 1. Desemnarea unei reprezentante din partea Consiliului Local Mănăstirea Cașin să facă parte din Consiliul de Administrație a Școlii din Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Cine face propunere? Stați un pic, nu vă rog. Deci avem o expunere de motive. Doamneți cuvântul. Deci, datorită faptului că doamna consilier Rodache Felice a fost numită în funcția de director al școlii gimnaziale Regina Maria Mănăstirea Cașin, fapt care a determinat vacantarea locului de reprezentant în Consiliul de Administrație a școlii, solicităm astăzi o propunere, o nouă propunere, de a desemna un reprezentant din partea Consiliului Local Mănăstirea Cașin. Avem adresa numărul 19 din 13-a primită de la doamna director Rodache Felicea. Prin decizia în care ne-a prezentat decizia numărul 6, în care doamna Rodache Felicea a fost numită în funcția de director al școlii gimnaziale, acum dumneavoastră urmează să faceți o propunere în acest sens, ca să fie în Consiliul de Administrație al treilea om. Da. Cine vrea să facă o propunere? Domnul Ionuț Olaru. Domnul Ionuț Olaru, vrea să facă parte din Consiliul de Administrație. Dacă sunteți de acord cu gata. Da. Dacă sunt alte propuneri, mai sunt alte propuneri? Deci nu există alte propuneri, nu? Dacă sunteți pentru ca doamna Gabriela Morar să facă parte din Consiliul de Administrație, cine pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Rămâna invitată. Da. Trecem la punctul 2. Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2021-2022. Aveți cuvântul, doamnă. Deci, în decembrie, știți că au fost o discuție pe un aviz de principiu în care l-au solicitat cei de la inspectoratul școlar. Acum trebuie să dăm aviz pentru a aproba rețeaua școlară în urma adresei inspectoratului școlar, probabil că ați avut-o pe e-mail. E vorba de, vă citesc, Consiliul de Administrație, vă citesc. M-am avut-o deja pe da. Ați avut-o adică, deja. Adică, de vedere, eu am scris-o la noapte. Exact. Doamna Felicea e aici de față, nu numai că este director la școală, este și președinta Comisiei de Învățământ. Poate pe chiar dumne ei ar trebui să ne facă un o scurtă descriere a ceea ce urmează să aprobăm noi aici și... Păi da, comisie, da. Comisia pentru Învățământ, Sănătate, Cultură și Comisie Socială a avizat favorabil proiectul. Chiar dacă s-a întâmplat o chestie și îmi cer scuze pentru asta, probabil că v-a greșit. Așa, da. Și a dat în sus deci nu a fost așa, deci toată lumea a abordat aviz favorabil în cea de la bine. Să punem la vot punctul 2. Cine-i pentru? Mulțumesc. Deci la punctul 3. Aprobarea regulamentului organizare și funcționare Consiliului Local Mănăstirea Cașin. Deci, toată lumea a primit pe e-mail, s-a lucrat la mai multe regulamente. Regulamente care nu au existat la sediul primăriei. Nici acest regulament de organizare și funcționare a Consiliului Local din Mănăstirea Cașin. Asta era aprobat. Asta era aprobat în 2016. În 2016. Să gerim la fiecare mandat. Dar celălalt nu a fost. Celălalt nu a fost. Atunci. Repet, care sper că dumneavoastră fiecare l-ați citit. Dacă aveți ceva, dacă aveți ceva de adăugat, vă rog să prezentați aici.
Eu văd necesitatea, în condiții de legalitate, să funcționeze și normalitate acest Consiliu Local, pentru care s-a întocmit acest regulament adaptat la codul administrativ și la legislația în vigoare. Dacă dorește cineva să ia cuvântul referitor la punctul ăsta. Dacă nu, supunem la vot. Cine e pentru? Vă mulțumesc, doamna Alexa. Trecem la punctul 4. Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al primarului comunei Mănăstirea Caști. Deci este un regulament cu fiecare activitate pe care o desfășurăm în cadrul primăriei, fiecare compartiment, după cum bine ați văzut, cu sarcini, cu atribuții și responsabilități. Da? Dacă aveți ceva de adăugat, l-ați avut pe e-mail, este greu de citit acum și de prezentat în fața camerelor de filmare. De pentru care supun discuții dacă aveți ceva de adăugat sau de scos din regulament, dacă nu, se supune la vot. Dacă dorește cineva să ia pe salariat, ca să știe discuții. Cei care salariat în parte, deci nu aș vrea să știți că nu este ceva întocmit pe genunchi. În cele două luni de activitate, am văzut fiecare activitate cum se desfășoară. Acest regulament l-am trimis pe e-mail la fiecare salariat în parte. Am adăugat sau am scos, dar toate aceste regulamente sunt la nivelul fiecărei primării. Așa că niciun salariat, vă spun sincer că nu este atins nici în logoriu și nici sunt sarcinile pe care le are de executat în cadrul compartimentului. Le are la cunoștință, în urma acestui regulament se fac și fișele de post. Probabil că dumneavoastră v-ați dat, se lucrează și se va lucra așa cum ar trebui să se lucreze, în normalitate. Deci, dacă vrea cineva să ia cuvântul referitor, eu aș vrea să știu dacă aceste regulamente au existat înainte, deci referitoare la fiecare persoană în parte angajată a primăriei, dacă au existat fișe de post și dacă fiecare persoană din primărie sau fiecare salariat știa exact ce are de făcut, pentru că în momentul în care se stabilesc niște sarcini foarte precise, este clar că poți fi trași la răspundere pentru o sarcină neîndeplinită. Deci asta voiam să știu dacă au existat și dacă au avut așa ceva salariații din primărie. Nu, eu nu am găsit niciun regulament, iar fișele de post erau foarte spuse de pe internet, așa, la voia întâmplării, nu însemna că avea fiecare salariat sarcini exact. Asta este și scopul acestui regulament, dar, într-adevăr, trebuie să funcționeze și să respecte ceea ce ar de făcut, fără să dea din nu-i treaba mea, e treaba ăleia, nu. Deci, asta este scopul acestui regulament. Deci, fiecare are de făcut. Asta este foarte bine, da. Deci mai sunt persoane care doresc să ia cuvântul? Nu. Deci să punem la vot. Cine e pentru? Mulțumesc. Împotrivă, abținere, unanimitate. Deci era punctul 5. Aprobarea regulamentului de ordine interioară. Vedeți cuvântul. Și acest regulament de ordine interioară este adaptat legislației. Fiecare personal din instituție și fiecare și drepturi, dar are și obligații. Asta este scopul acestui regulament. Deci nu avem numai drepturi, avem și obligații. Și prin acest regulament, fiecare poate să-și, dacă are o nelămurire, citește, știe ce drepturi are, iar dacă vrea un drept, la fel, poate să și-l găsească aici, știe cum să și-l atingă. E adaptat legislației, încă o dată vă spun.
Fiecare primărie are această regulament de ordine interioară adaptat nevoilor lui și noi l-am adaptat nevoilor noastre. Așa că vă rog dacă aveți ceva de obiectat sau nu. Dorește cineva să ia cuvântul referitor la punctul 5? Să punem la vot. Cine pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul 6. Aprobarea planului de muncă pentru persoanele condamnate care vor presta muncă în folosul comunității. Aici, dacă îmi permiteți, eu este acel plan care erau amenziile transformate în zile de muncă în folosul comunității, conform de 12-15. Planul este în mare același ca și pentru ceilalți, doar că nu trebuie să fie. Adaptat pe lucrări. Adaptat pe lucrările și pe necesite. L-ați avut pe e-mail, presupun? Da. Deci, dacă aveți cuvântul, domnul. Eu vreau să întreb formarea amenzilor astea în zile după folosul comunității se fac pentru toate tipurile de amenzi și circulații și silbici și știu eu de alt model. Cum a început orice anul întrebată la... Păi nu. Mă mai mulțumesc. Păi da, știam că trebuie să ajungă la stăcătorie ca hotărârea stăcătorească el țidească zilele alea. Ce anul de noi amenzi, pentru că nu sunt plătite, nu îmi dăm lucru de casă. Și ce anul de noi se transformă? Deci știu că omul urmează să facă cel de-al dumneavoastră, că el este de acord cu să lucreze în folos comunității. Nu are de... Stai de oare acolo ce o cerere. Stai că sunt câți în urmă. Degeaba face cerere. Păi și ajunge la judecătorie, pentru că... Nu, 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 ați ajunge la judecătorie pentru că dumneavoastră vă promovați o acțiune în... Nu trebuie să facă cerere. De ce? E un lucru pe care a fost amânat și eu nu spun că a fost greșit. Din potrivă, a fost prea mult toleranță. Suntem luăm de multe amenzi, de ani de zile, în care și auditul, că așa cum bine ați citit, da, a remarcat faptul că doar li s-a făcut o științare și nimic nu s-a mers mai departe. Ei, acele științări nu pot merge la infinit, că sunt de ani de zile. Iar pe ei e clar că nu mai spere nicio științare, nicio nimic. Au impresia că acele amenzi se vor șterge probabil de la sine putere. Nici cum. Nici cum acele amenzi se vor transforma în muncă în folosul comunității. Și slavă Domnului, avem de muncă foarte mult ca și comuna noastră să intre cumva în rândul comunilor civilizate, vorbind și în ședința din decembrie, vis-a-vis de stadiul în care se află malurile apelor, orice râpă pe care dacă o să mergeți din comună, e plină de gunoaie. Avem nevoie de oameni care să muncească. Păi chiar nu avem cu ce să facem. Avem prea puțini oameni la ajutor social pe care să-i scoatem la cât hectar de treabă avem, da? Așa că vom face acele dosare. Nu vin să plătească. Asta e și un motiv pe care chiar la anunț public nu se grăbesc să-și plătească acele amenzi. Vor fi lăsate în așa fel încât vor veni la muncă. Deci toată lumea trebuie să înțeleagă că nimic nu e gratis. Nici să respirăm nu e gratis. Da. Nu, Daniel, eu știam că trebuie să ai și acordul cetățeanului care... Ara e în plăcere instanța, nu mă. Instanța, da, da. Deci acolo. Instanța e în plăcere. Și știam că după ce prealabil ați epuizat toate căile de la bani. Am epuizat. Răs epuizate și răs epuizate. Nu iau om care a primit anul trecut, dar merg, e spus. E vorba de alte amenzi. Deci toate tipurile de amenzi, da? Da. Da, și vorba de amenziile istorice. Da. Da, corect. Și sumele foarte mari. Și să sume mari, am și spus și în legea. Corect, da. Deci, dar mai trag nădejde că dacă vor auzi acum online toate aceste lucruri, se vor grăbi măcar să arate bunăvoință. Atât cer. Și la toți cei, acei oameni care au trecut pragul primăriei, le-am cerut bunăvoință. Nu le-am cerut să-și achite sumele astea imense pe care le au. Nu, bună voință să văd că încearcă să se comporte fiecare ca un cetățean normal în țara asta, în care să-și plătească taxe.
taxele și impozitele. Altceva nu cer. Și ce? Nu le poți cere la momentul ăsta să dea de ordinul 5.000, 10.000 odată. Dom'le, îți facem un grafic de eșalonare. Luna aprilie și achiziții. Asta e. Și oamenii ăștia de la taxe și impozite vă asigur că au făcut N eșalonări. Dacă e de la credință, el trebuie să știe că mai există o etapă cu executorul judecătoresc, inclusiv de a ajunge să-i pune în oprire pe bunul. Voi interveni... Care e bunul care tot valificat mai intră în discuție transformarea asta? Deci, poate nu e transformarea. Deci sunt foarte multe etape. Asta încerc să vă spun. Da. Mai trebuie știi cineva să ia cuvântul referitor la punctul ăsta? Să punem la urmă. Cine? Vă mulțumesc. Trecem la următorul punct. Stabilirea regulamentului tracției de salubritate. Doamna Trebuna, vă rog. Domnul, a fost în discuții pe acest regulament. Este un regulament ca oricare altul. S-a încercat diverse discuții. Eu nu majorez acum nicio taxă la salubritate. Noi am solicitat ca Serviciul Taxe și Impozite să își desfășoare activitatea într-o normalitate, făcând acest regulament. Foarte mulți cetățeni care au venit au depus acea declarație pe care o aveți aici, anexată, prin numărul de persoane, pe noi asta ne interesează, numărul de persoane din fiecare gospodărie. El și-l declară și atunci noi știm exact că dacă a semnat, a declarat, pentru asta a trebuit să plătească. Vin și cu hârtii prin care, sau mă rog, vorbe în primă fază, că așa am încercat, ăla-i plecat. De acord, îmi dai declarație că în gospodăria mea au rămas doar doi membri sunt plecați în străinătate. E un lucru bine cunoscut. Ei, acea cerere în care se cere scutire la impozit, la salubritate, va trebui dovedită, vom merge pe teren din primărie și vom verifica dacă asta este realitatea. Deci nu poți să vii să declar că ai plecat în străinătate și el să se află acasă. Exclus. Deci, mergem pe, încă o dată vă spun, poate mă repet, pe o normalitate. Scutire vor fi conform legii. La momentul ăsta, aici au fost trecute toate acele taxe pe care dumneavoastră le-ați aprobat la societățile comerciale în 2019, v-am adus și hotărârea de Consiliu Local. Nu este absolut nicio mărire, da? Și taxa de 6 lei care s-a aprobat în decembrie. Mai departe, veți găsi ceea ce face salariatul de la taxe și impozite, cu declarații de impozite, cu termene, cu penalități care vor fi puse. Sunt trecute aici persoanele care sunt scutite la taxa de salubritate. Nimic altceva nu este trecut în neregulă. E un regulament. Domnul Adea, aveți ceva de spus? Da, sigur că sunt normal. Da. Domnul Adea, v-am ajutat să mă da. Da. Vreți să-l citesc, ca lumea de la televizor să știe. Da, uitați că e clar, pentru că ar fi mai bine, că să nu uităm. Cum o numi în regulă. Stai să citesc, domnul. Serviciul Public de Salubritate funcționează în cadrul Direcției de Servicii Publice, ROMPES, cu activități ce sunt stabilite de către direcția respectivă prin regulamentul de organizare și funcționare. Atenție, inclusiv Romprestul are un regulament. Deci nu neapărat, nici noi nu funcționăm decât în urma unui regulament. Pentru funcționarea acestui serviciu se stabilește taxa specială denumită taxă de salubritate. Taxa se datorează de către toți locuitorii comunei Mănăstirea Cașin, precum și de către persoanele fizice care dețin proprietăți pe raza comunei Mănăstirea Cașin și locuiesc sezonier.
Calculul taxei de salubritate pentru persoanele fizice, precum și pentru persoanele juridice, se face pe baza declarației de impunere a acestora. Termenul de depunere a declarației este 31.03.2021. Declarația de impunere este cea prevăzută în anexa 2 la prezentul referat. Cuantumul taxei de salubritate sunt următoare. Cuantumul. Pentru persoanele fizice, plata taxei de salubritate este de 6 lei pe lună. Pentru persoanele juridice, utilizator în casnici, taxa de salubritate este următoarea. 100 de lei pe lună pentru unități, instituții publice, 50 de lei pe lună pentru fiecare agent economic care își desfășoară activitatea pe raza Comunei Mănăstirea Cașin, magazin cu activitate comercială diversă. Este vorba despre magazinele mixte. 15 lei pe lună pentru fiecare punct de lucru a unui agent economic care își desfășoară activitatea pe raza Comunei Mănăstirea Cașin. Exemplu, farmacie, poștă, atelier de croitorie, trâmbărie, murării, transport. Taxa de salubritate se datorează anual cu termene de plată în două rate egale. 30 iunie pentru lunile ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie. 31 decembrie pentru lunile iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Neplata taxei de salubritate la termenele stabilite atrage după sine calculul și plata majorărilor de întârziere, precum și aplicarea măsurilor de urmărire și executare silită prevăzută de legea numărul 207 din 2015 privind codul de procedură fiscală. 5. Calculul taxei de salubritate pentru persoanele fizice, precum și pentru persoanele juridice, se face pe baza declarației de impunere a acestora. Termenul de depunere a declarației este 31.03.2021. La declarația de impunere se vor putea face modificări în timpul anului prin declarații rectificative. 7. Termenul de depunere a declarației rectificative este de 30 de zile de la data modificării apărute. 8. În cazul nedepunerii declarației, obligația de plată se va stabili din oficiu, de către organele de specialitate, pe baza oricăror date și informații deținute de aceasta, din dosarul fiscal al plătitorului, registru agricol, informații de la terți. 9. În cazul în care proprietarii persoane fizice dețin imobile rezidențiale sau nerezidențiale, ce sunt închiriate pentru alte persoane fizice sau juridice, în scopul desfășurării unor activități, obligația de a depune declarația de impunere însoțită de o copie după contractul de închiriere comodat în vederea stabilirii creanțelor fiscale aparține atât a proprietarului cât și a închiriașului. 10. În caz de deces a titularului, dreptul de proprietate asupra imobilului, obligația de depunere a declarației de impunere sau rectificative și de plata a taxei de salubritate revine moștenitorului de drept acestuia. 11. Sunt scutite de la plata taxei de salubritate următoarele persoane fizice și juridice. A. Veteranii de război, văduvile de război și văduvile necăsătorite ale veteranilor de război. B. Persoanele fizice prevăzute la articolul 1 din decretul lege numărul 118/1990, republicat cu modificările și completările ulterioare. C. Persoanele cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul 1 de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali pe perioada în care au îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în gradul 1 de invaliditate. De organizațiile care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unități specializate care asigură găzduire, îngrijire socială și medicală, asistență, ocrotire, activități de recuperare, reabilitare și reinserție socială pentru copii, familie, persoane cu handicap, persoane vârstnice, precum și pentru alte persoane aflate în dificultate în condițiile legii. Documentele necesare în vederea întocmirii dosarului de acordare a scutirilor. 1. Cererea adresată primăriei Mănăstirea Cașin prin care se solicită scutirea de la plata taxei de salubritate. 2. Copie carte de identitate. 3. Copie după actul care atestă calitatea de beneficiar al facilității fiscale. Exemplu, copie după certificatul de încadrare în grad, legitimației de veteran, copie act constitutiv. Cererile se depun până la data de 31 martie a fiecărui an. Pentru cererile depuse după data de 31 martie, scutirea se aplică începând cu data de 1 a lunii viitoare.
Persoana care solicită scutirea la plata taxei de salubritate are obligația de a aduce la cunoștință organului fiscal orice modificare intervenită față de situația existentă la data acordării scutirii. Astea sunt niște reguli, după care ar trebui să funcționăm. Da. Și totul mie, nu? Vă rog. Deci, eu cum când am stat la primul sat, îi spune aprobat regulamentul taxei de salubritate. Probabil aplicarea regulamentul de corectare taxe sau ceva de genul ăsta, nu știu, regulamentul taxei de salubritate de salubritate, nu am înțeles. Aici și am zis că vreau să discutăm probabil la nivelul unei taxe, care spune că vreau să fie o taxă. Deci un regulament privind încasarea, depunerea declarației, termenele de plată, precum și majorările de întârziere în cazul taxei de salubritate. Consilier în mandatul trecut, nu știam că în 2019 avea astăzi chestia, mi-a zis că s-a discutat și s-a aprobat asta, cuantumul taxei de salarizare pentru persoane și Eu am intervenit și am vorbit cu cei trei membri al comisiei, deci domnul Cinel, domnul Gărghiță și cu ăsta, domnul Vasilache. Și spun, mă, trebuie că taxa asta de 500 de lei nu poate să fie egală între toate societățile. Nici nu e egal. Păi, doamnă, ați văzut aici, dumneavoastră, la știință, vă spuneați, mă, din nou, domnule, stai că taxa de bar, 5 lei, ați văzut că croitorii, farmacii, nu știu ce, nu scrie nimic, eu nu știu. Doamne, în 2019, și nu e un lucru imposibil, există un tabel cu fiecare operator pe care a trecut prin Consiliul Local. Și fiecare operator are o sumă trecută în dreptul lui. La dumneavoastră, că problema este a personală, a dumneavoastră. Aveți 15 lei. Eu am zis că la nivel are blocul de sub 2 și nu se discută o modificare a taxei de salubrizare. Nici cum. Cum s-a discutat și la persoane fizice? Nici cum. Eu am venit și ne-am spus la băieți că, având în vedere că ar exista și oportunitatea unei alte societăți care ar putea să vină, să colecteze recuperabile, reciclabile, vești hârtie, sticlă, naloane, acolo să vină să ia cutitul gratuit, am putea să reducem din greutatea gunoiul ăsta pe care trebuie să o rea în obrestul și probabil să reduce și asta am discutat-o luna decembrie. Că dacă vom învăța oameni să ducă cartonul acolo unde trebuie, la carton și sticlă acolo la sticlă, pedul acolo unde trebuie, da? Deci dacă vom avea o selectare a deșeului, în mod clar, la poarta lui, sâmbătă, nu se va mai afla o cantitate atât de mare de gunoi. Asta, lucrurile astea le-am discutat, domnul Ardean, luna decembrie. Iar Blockfest-ul vine și ridică acele materiale reciclabile, o dată pe lună. Problema mare e că acolo unde ar trebui să fie doar reciclabil, se află de cele mai multe ori, pentru că noi din primărie am făcut în fiecare dată un control înainte de a veni mașina și constatăm că chiar Romfrescu are dreptate. Deci nu poate ridica acele materiale reciclabile pentru că răuvoitori duc saci de gunoi menajer acolo. Și automat toată acea grămadă în care cineva se, unul altul, se duce cu ceea ce trebuie în acel tomberon, cutie și la a venit un X și a adus gunoi menajer. Acel tomberon nu se mai ridică ca reciclabil și încărcăm factura la deșeu pentru că unul nu știe că acel gunoi trebuia să fie sâmbăta în fața porții lui. De aici pleacă, doamne.
dată și într-adevăr am constatat că sunt foarte mulți răuvoitori, dar sunt și oameni care în anumite zone asta fac și n-au greșit. Găsim acel gunoi reciclat. Ei, cantitatea este foarte mică la nivel de comună și la nivel de an. Doar la 2020 au fost din cantitatea de deșeu a fost 770.000 de tone. Gândiți-vă, 770.000 de tone s-au ridicat din comun de deși menajer. 70.000 da. De tone? 77.000 de tone. Da, 770 de tone. Tone. Da. 60 de tone ori 12, cam așa. Da, așa e. Scuzați. Din care foarte mult gunoi menajerate. Reciclabil, doar 12 tone. Doar 12 tone. Deci nici oamenii aia nu ne pun bani la ridicarea acestor. Dacă amestecă gunoi, reciclat. Din potrivă, la sfârșitul anului, dacă noi am avea mai mult reciclabil, se scade din factura lunii decembrie. Da, dar nu va fi că vine reamestecat sâmbătate. Nu, dar și omul cu ei sâmbătate, doar asta colectează. Problema la care ne-am confruntat în mandatul trecut era că Proprescu făcea colectarea reciclajului prea rar. Da. Și se umplu eurocontainerile și atunci, obligatoriu, într-o lună de zile, se găsește și un anumit X care se arunce. Ba din rea credință, ba din comoditate. Dar nu se pot. Cum? Dar trebuie să-ți iei acasă la tine, nu duci acolo. Da, așa este, da. Și mai sunt unele zone, cum e Gheorghe, ieșirea din comună, care la niciodată n-o să pună reciclare. Pentru că acolo am căutat o soluție cu camere de la vedere să-l găsim. Nu, acolo se duce cu mașina asta, cu căruța, l-a pus ca și cum ar fi menajer, nu se uită la culoare. Da. Păi da, și astea sunt problemele care trebuie rezolvate ca să crească cât de cât cantitatea de reciclare, ca să poată să cădea din factura mare. Eu nu știu dacă am mai precizat în ședință, dar să știți că trebuie să se urmărească, pentru că mai sunt și alte persoane, chiar cu cetățeni de la noi din comună, care vin cu căruța, cu mașina, trec la lemne, la deal, și răstoarnă gunoiul la tomberoanele noastre. Deci trebuie făcut ceva pentru a depista aceste persoane și când ai prins, ai aplicat amendă, pentru că nu se poate altfel. Deci chiar și cetățeni din alte comune, vin de la Cașin, vin cu să duc la deal, la lemne, pun sacul de gunoi în căruță, în mașină și la Găina îl răstoarnă acolo. Deci nu numai cetățenii de la noi din comună fac treaba asta. Deci aici trebuie văzut, trebuie găsită o soluție să-i depistăm pe aceștia care fac... Și nu am avut posibilitatea la camera așa performantă să punem acolo. Da, eu mă gândesc să mai pierde o bună cantitate de reciclabil prin cei care colectează de la agenții economici. Este o firmă din Onești care colectează de la agenții economici și asta ne face bine că ne ia reciclabil, nu se găsește în menajer. Dar ar trebui să aveți sau să avem la comună bolurile de încărcare ca să... Acum o să aveți raportarea la Ministerul la Mediului. La Ministerul Mediului. Da, documente, dar vedeți că acolo se face este o formulă. Cât menajer? 770. Aplicăm la 100 cu 12 și vedeți cât vă dă. Ei, și atunci, în funcție de asta, noi trebuie să plătim taxa de mediu. Și s-adună. Iar noi crezi că mai avem încă 3 miliarde plătiți în cuantumul fondului de mediu pentru că n-am respectat fondul reciclabil. Da. Dar cu bună știință, din comun a plecat și reciclabil, dar
nu sunt bază vedea. Din discuțiile cu domnul Ardea, ca să nu ne ascundem, n-am discutat înainte, și o chestie bună, domnul Ardea vrea cu propunerea ca această firmă să poată să facă și de poartă în poartă. Și să dea prețul. Nu rompresc. Rompresc nu face decât peste bani. Și să ia, să dea câte trei sarti, trei culori și pune într-un loc. Acum devine și autorizația ei. Să îi convingem pe, la cei, pe cei de la Rumpresc, pentru că nu ne strade și factura. Așa că dacă ar da. Face-o compresul, ne-ar scade factura nouă de la, de, de la menajer. Deci ei ne dau niște bani pentru ceea ce ridică. Să aici e problema. Ei se duc el că firma s-a dus pe acasă, pe la fiecare om. A lăsat sacii în următor, iar nu a făcut astea, că sunt plini. Deci dă și de la ONE și îl și facă și din poartă în poartă. Am înțeles. Și atunci, dacă ar da bonuri de preluare sau bonuri de încărcare, se dă, au un anumit, o anumită titulatură, formular de încărcare, descărcare. Pentru că știam că în autorizația lui din mediu se încarcă cu cantitățile astea, nu se joacă cu cantitățile. Da, normal că trebuie să desfacă și el. Și dă pentru fiecare sortiment. Uitați aici, dar cu toate sortimentele îți spun. Dar cine este Alexul? Da. Eu nu am ce să-i dau, dar... Acum, eu aș propune o chestiune. Discutați chestia și cu Rompresco, și de alternativă. Doamne, dacă nu-mi faci din poartă în poartă, că bănuiesc că eu o să-i văd și, doamne, avem un contract de rugare a serviciului, vin o dată pe lună. Vrei să din poartă în poartă? Da. Dă-mi un euro de persoană. Păi nu că... Să negociați orice contract, da. Fiecare negociază cu bani, da. Da, atâta timp când reciclabilul nu am de ce să-ți iei bani, că până la urmă tu îl... Da, ei au niște pierde, au niște cheltuieli de personal, de motorină, de una de alta, dar... Își iau din ceea ce ridică. Își iau și până la urmă, probabil și nouă, ca și unitatea administrativă, ca și comună. Dar decât să-i plătesc cu noi menajeri, mai degrabă îi plătesc să ia de poartă în poartă și tot ar fi o chestie. Deci trebuie un pic negociat cu ei. Așa. Iar dacă nu vrea, până la urmă mai face și eu. Ce vreți să-i face? Deci eu zic. Dar automat să scade cantitatea de gunoi de menajer. Scăzând menajerul, automat scade factura. Și atunci îl puneți, adică îi dați și varianta, dacă nu vrea, eu știu, oricum să scade factura. Deci asta am văzut. Dar depinde ce fel de autorizație de mediu au cei de la EREX. Deci trebuie avut, că așa, acum, dintr-un simplu bol, nu putem da seama. Și ce competențe ar putea să nu aibă în autorizație ridicare de la persoane fizice, s-ar putea să aibă la persoane juridice. Dar și atunci am putea cei de la magazin, doar aduceți aici cartoanele care le luați, tu fii clientul meu și atunci ăla vine în sâmbătă, în joia, când vine. Joia vine de ea, nici nu, pentru că și aici avem la Eurocontainer, rămân deschise. Și dacă se udă și plouă peste cartoane, rămâne să ia lumea. Nu o să ia nici ceilalți, dar bănuiesc că dacă un agent economic nu gestionează cât de cât... Cine va fi de acord să-mi primească mie cartonul și nu lui Sica? Hai să fie. Nu. Cel care asta are magazinul, să ținem pe toate clienții noi. Adică eu dacă nu cumpăr de la Cornel Tapalac, nu mă duc și arunc cu gunoaie. Deci în momentul în care vin, doamne, am și frumos compostate. E ceva că am înțeles că vinăm cu mânale. Să
sunt cam 10. Sunt, da, asta este propunere și variante. Sunt 10 da, magazine mari care ar putea să facă chestia asta și cred că le-ar conjurit atunci. Le-ar crește și clientela. Da. Vom avea o discuție cu restul, vă vom ține la curent, vă voi informa, vă voi spune ce au hotărât ei și vreau să vă spun că sunt comune care în restul ridică la momentul ăsta de la poarta oamenilor cartoane și sticle, da? Da, dacă se face chestia. Și dacă acolo s-a putut, vom încerca să implementăm și la noi. Vom face o publicitate imensă. Poate chiar va fi nevoie și de prezența dumneavoastră în teren. Sâmbetele, să ne asigurăm că lumea a înțeles că acolo, în acei saci, pe lângă Toblerone, nu mai au ce căuta nici cartoanele, nici... De tot Toblerone, saci? Vom discuta. Așa, să știm de ce discutăm, dar... Vom discuta, pentru că vă voi ține la curent cu tot ceea ce vom hotărâ. Bineînțeles că nu... veți fi informați ca la rândul dumneavoastră să puteți informa cetățenii. Încercăm cumva să rezolvăm această problemă a salubrității, că e într-adevăr o problemă foarte mare. La nivelul anului trecut s-au dat foarte mulți bani din bugetul primăriei pentru a se plăti factura la Rompres, bani care nu se regăsesc în colectarea taxei de salubritate. Azi am socotit 331.000 de lei la nivelul anului 2020 pe care i-am pus din venituri din bugetul local. Dar normal, o cantitate în plus, că știu că în mandatele anterioare a urmat la sfârșitul anului acea sumă imensă pentru bunai. Dar aici s-a plăcut lunar, nu putem ști lunar ce cantitate de gunoi avem în plus față de așa, că așa ar trebui să ținem cont. La sfârșit de lună vedem ce cantitate avem în plus. Ei, și în funcție de cantitatea aia începem să luăm măsuri. Nu ne trezim la sfârșitul anului că se acumulează lună de lună și mai habar n-avem. Se știe la sfârșit de lună ce cantitate avem în plus? Nu există o cantitate standard de gunoi pe lună. Adică s-a făcut ca o estimare 300 de grame de gunoi de persoană pe zi. Chiar, 300, deci într-o lună cam cât gunoi trebuie să facă fiecare persoană? 300, 3 ori 3? Am în jur de 10 kg, da? Deci în jur de 10 kg, unde sunt 3 persoane, sunt 30 de kg. Păi... Dar noi ridicăm... Păi se ridică, dar de unde se ridică? Păi nu lua, păi nu. Eu cred că în regulamentul acela trebuia să se specifice și varianta asta cu 5-6 saci la poartă, că... Nu, dar asta e numai pentru taxă și... Numai pentru taxa de salubritate și taxa de salubritate, adică cineva să verifice și să nu se ridice 10 saci, 5-6 saci de la poarta omului, că, dom'le, tu te încadrezi în cantitatea respectivă, atâta plătești la primărie, atâta cu noi... La greutate. Rumecuș, mă duc lumea curțile, demolează ceva. Da, nu se pună în... Nu se pună în alternativă, unde-l duci? Păi da, nu există alternativă. Există contract individual făcut de zgăvărnici cu Rompres, pe care se vine să-l ia moluzul. Și-l plătesc. Da. Asta e. Asta este alternativa legală. Deci e un taxa pe care o plătesc, eu știu că trebuie să fac atât 10 kg de gunoi pe... Pe lună de persoană. Este clar, asta plătesc, asta fac. Ce produc în plus? Că îmi stric nu știu ce magazie, că nu știu ce rumecuș fac, e pe pielea mea, plătesc separat și vine să-mi ridice. Deci lumea asta trebuie să înțeleagă. Și asta trebuie să se urmărească.
afară, nu, dacă a făcut mai mult, trebuie să-i dai chitanță pe loc. Că altfel unde aș merge? Altfel plătim în plus? Adică, am calculat tot astăzi, am făcut așa un calcul, la cantitatea de gunoi ridicată, împărțit la numărul de plătitori de servicii de salubritate, prețul real al gunoiului ar trebui să fie 11,08 lei. Ca primăria să nu pună nicio mare. Da, înțeleg. Asta înseamnă că se ridică o cantitate și la floare de gunoi. Deci 5 lei pe proiectul frumos, înseamnă că 11,08 lei e de la floare. Plătește jumătate. Și jumătate o suportă de primărie. Da. Ar putea trece mai departe, haide să-i pun la punctul ăsta. Să pun la plăt, cine e pentru? Regulamentul ăsta taxe de salut. Da. Tot, da? Împotrivă de pentru. Da, cine? Trece la punctul 8. Aprobarea regulamentului de închiriere a utilajelor autor la serviciul de salutizare în domeniul public și privat al Comunii Mănăstirea Cașa. Doamna primară, vă rog, prezentați materialul dumneavoastră. Deci, într-o ședință anterioară, dumneavoastră ați aprobat doar taxe. Da. În urma auditului se impune întocmirea și aici a unui regulament cu o procedură de închiriere pe care ați citit-o. Solicitat-o va depune o cerere scrisă la legislatura primăriei comunei în care va specifica utilajul și activitățile care urmează a fi executate. Cererea este aprobată de conducătorul instituției și redirecționată către responsabilul serviciului de sanitate și administrarea domeniului public și privat, care va programa data și ora de plasare utilajului în funcție de alte solicitări similare sau de necesitățile autorităților locale care au prioritate exclusivă. Responsabilul serviciului de salubritate și administrarea domeniului public și privat va elibera un fond de lucru cu numele solicitantului, denumirea lucrărilor, utilajul care realizează lucrarea și conducătorul utilajului care realizează. Bonul se va superviza de către viceprimarul Comunei Mănăstirea Cașin. Conducătorul utilajului va scrie pe bon orele lucrate, bon care va fi semnat și de beneficiarul lucrării. După înscrierea pe bonul de lucru a orelor de funcționare, utilaj și semnarea acesteia de către beneficiar, acesta din urmă se va prezenta la caseria primăriei Comunei Mănăstirea Cașin, unde va achita taxa specială de închiriere conform datelor înscrise pe bonul de lucru. Asta e clar. Deci, ca și idee, cam așa se proceda, nu era la regulament. De acord. Adică a schimbat lumea, toți veneau să-și facă cerere, dar nu s-a schimbat. Dar n-am spus că s-a schimbat ceva, există un regulament. Nu, dacă l-am schimbat proiectul, nu e în comparație cu alții. Bine, s-a schimbat acum. Da. Da. Deci, a fost cumva mașinile astea pot fi închiriate și la persoane juridice? Adică în zona aici, să zicem, nu vorbe de noi. Uite, de exemplu, capul care l-a luat cineva, apoi de vedere că prea multă activitate nu are. Vorbesc cu solicitări din altfel, de la persoane fizice. La persoane fizice, nu sunt persoane fizice. Adică dacă, de exemplu, sunt domnule aici, sunt agenții economici care au să se cumpachet la noi, așa că spui doar asta, presieții puțin. Hai să fim conștienți. Prețurile acelea pe care noi le-am spus aici... Dar nu la prețuri, alte prețuri vorbesc acolo. Nu. Deci lucrările sunt mult mai scumpe dacă ar fi întreținerea utilajului. Sau are nimic nu scoate. E așa un preț ca să ajută în comună. Asta nu înseamnă că noi facem o afacere. Am spus sublinia lucrul ăsta din aceste utilaje. Și chiar nu vrem să le obosim la maxim. Pentru că nu avem nici posibilitatea să ne achiziționăm într-un scurt timp altele. Așa că trebuie să ținem la ceea ce avem, să le prețuim și să avem grijă. Și să ajutăm un om, dacă se poate, pentru că e așa regimul zonei, toată lumea are un pic de pădure, deci alea da, e altceva. Dar ca să lucreze pentru o societate exclus, să-și cumpere. Nici cum. Mai are cineva dorința să ia cuvântul? Mai dorește cineva? Trecem la supunerea aprobare. Cine e de acord? Cine e de acord?
Tot. Mulțumesc. Împotrivă, abține. Deci mai departe, cu vreo 10. Asta, aprobarea regulamentului planului urbanism general. Cred că l-ați citit. Este un plan urbanism general de acasă și nu a fost întocmit. L-ați avut pe e-mail, presupun, nu? Da. Nici nu am cum să-l ridicez, dar l-ați văzut că este destul de străfos. Dacă ați reușit să-l parcurgeți, a fost necesar de întocmit și acest regulament, conform tot auditului pe care l-am avut în primărie. E un regulament de funcționare în condiții optime a activității de la urbanism. Adică nu funcționează nimeni în două legi. Salariatul te uite aici, știe ce are de făcut și se adaptează rigorilor legii. Aveți ceva de completat? Doresc când trebuie să făcut. Ce am mai? Cu ăsta, când îți faci față din 10 ani. Să actualizează. Când e prevăzut, chiar nu știu ce-a fost. Parcă 2022 era, 2012 a fost ultima aprobare de la OCDI. Că se ia ultimul azi. 10 ani. Da, domnule. El este valabil. Acum am venit cu ceea ce am... Da, dar să faceți mai mare niște limitații. Oricum să o sumărească, dar o să vin atunci și cu proiectantul cu noi de propune. Da. Ai vrea să luați vrea cuvântul? Să punem la vot. 8-9. Cine crede? Asta e chiar cu mulțumesc. Acum trecem la punctul 10. Aprobare, eliberare, aviz favorabil al administratului drumului public în vederea obținerii autorizației de construire pentru proiectul regularizare a lăbiei Pârâu Sărățel în urmă măsirea casă de Ciumbacă. Da. Da, prezentă-l. Avem aici la bază un referat din partea tehnicianului nostru de la urbanism, în care solicită aprobarea autorizației de drumuri pentru proiectul care l-am găsit în dormit, în regularizarea lui Pârâu Sărățel. Este la momentul de față urcat la forma de la CNI în vederea finanțării. Dar mai trebuie câteva autorizații, nu există depusă autorizația finală de mediu, suntem în aprobare pe data de 3. Avizul de mediu. Avizul pe etapa finală. Da, decizia de etapă. Decizia de etapă finală. Deci atât mai e, avizul de la mediu. În rest sunt toate reunite. Și să sperăm că această lucrare atât de importantă pentru comuna noastră ar putea fi finanțată cumva de la Compania Națională de Investiții. Noi facem toate demersurile necesare și să sperăm că vom avea și succes, deși este o sumă enorm de mare, 47 de milioane de lei. Așteptăm să vedem ce se va întâmpla. Nu vom ține la curent. Să punem la vot. Mai vrea cineva să ia cuvântul referitor la asta? Aici e propriu. Cine vrea să dăm acordul ca să-și facă lucrurile în public, pe alea comune. Cine e pentru? Mulțumesc. Trecem la punctul. Modificarea organigramei statutului de funcție. Eu personal nu sunt mulțumită de modul în care s-au lucrat până acum în cadrul aparatului
din primărie. În sensul că fiecare salariat știa să o facă așa pe alola și pe alola și pe alola. Dar când îl întrebai finalitatea hârtiei, bai la ăla, bai la ăla, bai la ăla. Deci de-aia am făcut și acest regulament de funcționare. Deci ca fiecare om să fie pus pe postul lui și fiecare om să-și facă lucrările până la capăt. Nu există cum o face ăla sau continuă celălalt. Ești la urbanism, faci treabă de urbanism, dar treabă în care ai toate etapele scrise acolo. Nu că face viceprimarul, așa cum s-a obișnuit, nu că face primarul, așa cum s-a obișnuit. Lucru pe care l-am auzit aici. A, astea le face viceprimarul. E oameni. Astea sunt lucruri pe care trebuie să le fac aparatul. Primărie, viceprimarul. Primarul are alte atribuții. Dumneavoastră le-ați făcut. Le-am făcut pentru că am început să implementăm proiectele noi. La urbanism a fost, s-a ținut doar de autorizații de construcții la persoanele particulare, când se mai ducea după un aviz, pentru că erau, exact cum spuneți, țineam termene strânse, le bifam, am bifat-o pe asta, da, dăm drumul în continuare, dăm drumul în continuare. Și n-am vrut să risc să pierd un termen din cauza unui salariat, că atunci am mai... Da, era și... Eram la început, probabil au început și ei să înțeleagă acum, erau la un moment dat multe proiecte și, sincer, decât să verific și să spun să fac de 7 ore același lucru... Nu, eu văd altfel. Fiecare salariat trebuie să știe care sunt crânării în ziua de azi. Știu, dar când a început cu un proiect, când ia cu unul și ia cu unul și ia cu unul și s-a ordonat, mă, cum să spun eu, le și prezesc eu și atunci am zis, doamne, pe țin eu ca să fac... Bine, lăsăm asta cu proiectele. Da, bănuiesc că sunt și alte chestiuni. Chestiunile foarte importante vis-a-vis de postul doamnei Olaru, ca să putem pune punctul pe ei. N-am nimic împotrivă, este un om extraordinar, știe și de aia și de aia și de aia. Dar când știi și de aia și de aia și de aia, nu mai faci față. Deci, pe mine am constatat că doamna putea să țină foarte bine, din scurt, pentru că veniturile unei firme sunt cele mai importante. Și doamna va prelua la taxe și impozite, dar nu mai taxe și impozite. Însă a înțeles că asta a fost angajarea ei și la un moment dat au trecut o consilieră achiziții publice. Consilier achiziții publice, dacă îmi dați voi, nu zic că nu are niște cunoștințe, dar nu are cunoștințele unui om pentru care ar putea să facă achiziții publice. Exclus asta. Și atunci, pe doamna, o trecem de la achiziții publice, dar nu face achiziții publice. Să ne înțelegem, aici s-a plătit oameni să facă partea de achiziții publice. Deci în partea de achiziții publice aici a fost doar cu numele. Dar, de fapt, se plăteau diferite firme care făceau partea de achiziții. Nu. Eu îmi doresc să fie aici un om care să facă întâlnire de la capăt la altul până la dus licitația. Nu e un lucru imposibil. Și dacă îmi dați voie, deci achiziții, doamna făcea achizițiile care erau... Doar pe SICAP. Pe SICAP. E așa cum ar și dumneavoastră lucrați tot felul de consultanță. Ori pe cine angajați, nu o să vă poată... Ba, da, sunt lucruri pe care le poate deci, face salariatul de la achiziții publice. Ca să implementezi un proiect... Nu vorbim de proiecte europene. Nu vorbim de proiecte europene. Păi aici am avut firmă de consultanță, la proiectele mari. Da, dacă sunt și acele achiziții care s-au făcut pe genunchi, dacă mă întrebați, și pe care le-am văzut. Și nu-i cazul să le spun aici în fața camerelor, da? Deci eu chiar nu vreau să dorm liniștit acasă, să am acolo un om care să știe să-și facă treaba, începând de la referatul de necesitate, până la caietul de sarcini, pentru orice altă achiziție care se va face și să ajungă exact ceea ce ar de făcut. Vreau să dorm liniștită, toate actele să fie în regulă. Drept pentru care, revin la problema pe care o am.
doamna va trece pe taxe și impozite. De aia am solicitat transformarea postului vacant din referent 3, care este vacant, deputat din cadrul compartimentului financiar contabil, în post de consilier 1, pentru că doamna este consilier 1, principal, da? E altă clasă de salarizare în cadrul compartimentului taxe și impozite. Și al doilea om, care și la ora asta, la Agenția Națională a Funcționarilor Publici, figurează polițist local, oameni, da? El încasează acolo cu chitanțe și dacă se uită cineva pe Agenția Națională a Funcționarilor Publici, figură că avem polițist local în comună. Unul singur, dar care încasează acolo la spatele unui calculator. Este anormal. Deci încerc să facem să ajungem la o normalitate. Domnul Folea, că de el este vorba, va fi de azi încolo, mă rog, de când a preluat dumneavoastră, din polițiști 3 superior, după cum v-ați citit aici, da, din cadrul compartimentului poliție locală, în post de referent 3 superior, în cadrul compartimentului taxe și impozite. Există, aici e marea durere, aveți aici și cum figurează pe site, da? Domnul Folea, în 2012, a fost prin dispoziție de primar mutat la activitatea de urmărire, încasarea impozitelor și taxe locale. Asta nu putea să fie decât cu o perioadă determinată. Această lupte, conform legislației, nu are ce căuta la dosarul ăsta. Omul ăsta tot polițist local, că doar avea voie pe o perioadă determinată. După aceea trebuia să-i se facă hotărâre de Consiliul Local, schimbare de post, anunțată Agenția Națională a Funcționarilor Publici. Lucruri care nu s-au dus la capăt. Încă o dată ne întoarcem. Că fiecare știe de toate și nimic nu este dus la un bun sfârșit. Vreau să intrăm într-o legalitate, solicitând la dumneavoastră acum aprobarea acestor posturi. Și dacă aveți ceva de spus, mă rog să spuneți. Pregătirea cu consilier achiziții publice principal trebuie să aibă studii superioare. Domnul Folea este doar referent grad 3. Plus studii. Ați citit aceste rutii, dacă aveți ceva împotrivă. Deci, eu repet, nu le-am primit. M-am abținut la început, dar o să mă abțin și acum, era clar că îl discutăm. Dar ceilalți ați primit? Nu știu. În ce dată? În ce dată? Bine. Și la completare, nu, din 21 ani. La completare, nu, 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 bine, nu, nu, bine, sunt exact. Putem verifica e-mail-ul. Da. Cum s-a transmis către domnul Gheorghiță. De asta nu am venit să găsim la. Și am rugăminte că ne trimiteți. Redenumiți-le, că aici aveți altă posibilitate. Nu ne trimiteți. Care citește după telefon. E o chestie, cum spunem, și eu mă chinuiam în jumătate de oră să mi le așez și... Nu m-am zis, să vedem dacă... Ce să mai am înțeles și eu acum. Dar am înțeles și domnul Gheorghiță. Nu, într-adevăr, dar nu știu. Asta înseamnă lucrarea organigramei. Asta înseamnă lucrarea. Deci pe Cristina Pătrăciu ne rog cu ei. Domnul Gheorghiță. Da, cu Cristina ce ne-a scris. Așa. Rămâne valant. Rămâne valant. Rămâne valant. Și vom organiza concurs. Pentru post. Procedura de durată. Da. Da. Deci, asta nu înseamnă că Cristina nu își va da în continuare orice nevoie. El a prins cu toate vorbire din primărie, deci doamna lucrează bine. Deci, până la asta, angajați altă persoană, pentru că doamna Cristina se ocupă în continuare, da? Da, dar nu neapărat, dar postul va fi vacant. Vacant, da. Bine, eu supun la vă, dacă sunteți de acord cu această vorbă. Cine pentru?
Trecem la punctul următor. Punctul 12. Aprobarea regulamentului cultural. Același lucru. Același lucru, tot auditul ne-a solicitat să întocmim un regulament. Presupun că l-ați citit. Noi prea mult, ca să-l mai citesc încă o dată, considerați că e necesar să-l citim? Cred că e aceeași fază ca și da. Nu se procedează. Da. Utilajelor, da. Tot așa se procedează. Dar nu e nimic, nu dacă trebuie pus pe hârtie. Da. Procedura l-am avut pe vei, la ce putea dormea. Știm și prețul, nu? Ce să mai ai? A fost să fără prețul. Nu, nu modificăm nimic. Da, să spunem la putere. Bine, să spunem la putere și punctul ăsta. Mulțumesc. Trecem la punctul 13. Aprobare contract de asociere privind finanțarea activității de protecție de tip rezidențială a persoanelor cu handicap. Aia o care se trebuie să facă pe jur. Da. De cealaltă? Da, vă mulțumesc. Este. Adresa aceea care... Așa. Pregătitul cu salarizarea. N-ați pus-o? Doar de adezit? Cu salarizarea? Nu, a cui? A persoanelor... Adică... De la asistență socială și cu, cu creșterea salariului. N-ați pus asta? Nu. Deci, doamna Jitia Maria, care este asistent social în cadrul primăriei noastre, în urma hârtirilor pe care le-am primit de la Consiliul Direcția Generală de Asistență Socială, probabil că documentele astea le-ați văzut, nu? Puse pe e-mail. Solicită prin, pentru aprobarea contractului de asociere. Totodată a fost pus și un model de contract de asociere în care se finanțează activitatea de tip rezidențial a persoanei cu handicap, conform adresei primite, prin care se solicită contribuția partei Mănăstirea Cașin pentru un număr de 4 adulți și un copil, atât avem. Noi punem 1% din buget. Asta cei care sunt în centru, nu? Da, exact, pentru aia. Asta se procedează în fiecare an, la început de an, se face un contract de asociere cu DGASE. La urmă, da. Da, ai o problemă diversă. Da. De deci, putea să pădă la urmă, da? Da. Să pădă la urmă, cine e pentru? Mulțumesc. Trece la foto, aici. Organizarea și funcționarea SBSU, serviciu voluntar pentru situația de urgență. Situația de urgență, tip 6, principiul de organizare. Aveți cum vorbim. Îmi pare rău să aud că totuși acest document n-a ajuns. Bă, ăsta a ajuns în ziua, a ajuns în 27. Da, l-am dat. Deși a fost făcut de domnul Vasilache, care, după cum bine știți, este angajat pe situații de urgență. Și în fiecare an se pregătește un regulament, așa cum ați văzut, pe care trebuie semnate, aprobate prin Consiliul Local, iar noi să le avem și să le trimitem în fiecare zi de la servicii de situații de urgență, foarte, foarte multe hârtii. Și la dumneavoastră nostru și noi trebuie să facem foarte, foarte multe hârtii. Nu știu, n-aș putea să le citesc. Sunt foarte multe. Acum, probabil că dumneavoastră le-ați văzut. Sunt, e vorba de niște dispoziții. S-a făcut un tabel cu încadrarea nominală a personalului serviciului de voluntar pentru situații de urgență. V-ați văzut mulți dintre dumneavoastră acolo. Sunt situații în care și a fost chemat și în bandă când au dispărut persoane, să fiți aproape de domnul Vasilache și
jandar, poliție, ce a fost, deoarece dumneavoastră cunoașteți zona, vor mai fi și incendii. Sunt, mulți sunt aici salariați în primărie, pentru că e ușor de chemat la apel la momentul acela. Vă rog să spuneți dacă are ceva împotriva. Sunteți de acord cu punctul? Aici, în organizația cine pentru? Mulțumesc. Unanimitate. Trecem la punctul 15. Aprobarea achitării cotizației de asociații de ADIP Bacău, ADIS Bacău, GAL, Valea Trotușului și Asociația Comunilor Române, așa, în Comuna Mănăstirea Cașin, care, în care Comuna Mănăstirea Cașin este membră. Deci n-am mai făcut pentru fiecare hotărâre. Am făcut la comun, pentru că primăria a aderat la aceste asociații și în fiecare an această cotizație trece prin... Deci care a fost? ADIP, cotizație? Da, știți prea bine, e vorba de ADIP, ADIS, GAL și ACOR. Sunt niște restanțe. Toate că la GAL sunt niște restanțe. La GAL sunt niște restanțe. Pentru că nu s-au achitat. Acum nu mă întrebați pe mine de ce nu s-a achitat. Avem adresa aici, e vorba de 39.000 de lei din 2016-2020, lucru care nu mi-l explic, atât timp cât există o finanțare de la GAL pe modernizare drumul Morii și TAF-ul, și TAF-ul, cum ziceți, plus știam că cineva e și președinte la această asociație. Chiar nu mi se părea normal să nu trimiți bani acolo de atâta vreme. De aia s-a și acumulat suma asta de 39.000 de lei. O vedea și noi cum o reușit să le plătim. Nu-i normal, atâta timp când ți-ai dat acordul să intri într-o asociație, normal să-ți respecti, exact cum am zis. Ai drepturi, dar ai și obligații. Vă rog? Da, da. Dacă sunteți de acord cu punctul 15, să punem la facilitate. Mulțumesc. Eu mai țin din aceeași motiv de... N-am greu material. Da, domnule, grătiți să ați. Da, da. Nu știu că se trebuie în grea timp și că trebuie să plătim cotizația. Da, dar era vorba de niște cifre acolo, pe care vreau să de... Nu, dar oricum n-ar nu ce de fapt. Da. Nu știu dacă vreți să aveți unanimitate. Nu că vreau să avem unanimitate, dar se pare ciudat. Deci nu s-au schimbat nici într-un fel la acele taxe. Sunt taxele de anul trecut, ADIS-ul. Nu am reproșat dumneavoastră nimic, adică... Noi ne-am luat... Deci oricum credeți că ne vom putea împotrivi, că dacă ăla își mărește și indexează, apropo de indicele de inflație, o să spunem, noi nu dăm indicele de inflație așa cum am făcut la taxele noastre, da? Că eu vreau să-ți dau doar 4 lei, îți dau 5. Nu. Exclus, ești membru acolo, te supui în majorități. Da, nu avem nicio hârtie, deci în sensul majorării acelor taxe. Sunt taxele de anul trecut care s-au plătit. Deci ADIS-ul e plătit la zi, ADIP-ul e plătit la zi, ACOR-ul e plătit la zi. Singura hârtie care e rămasă neplătită e de la GAL, care a venit în decembrie. Nici nu știam că nu-i plătit. Asta am văzut-o în momentul în care am primit-o că 2016-2020 nu au plătit un leu. Atunci nu mai trebuie intrat la ei. Și poate era și mai bine dacă se dea cu minți privind marea finanțare pe care am primit-o la GAL pe modernizare drumul Morii, care trebuie să pui din banii bugetului, din bugetul Consiliului Local, atâția bani. Ținând cont că drumul ăla costă 2 milioane și 1.800.000 trebuie să pună primăria. Au pus și aia niște mânduți acolo. Da, și acum le mai plătesc și cotizații. La 100 de metri. Da, e în contract. Da. Nu. Deci, mergem mai departe. Să punem la dumneavoastră, să plătiți diferența asta de... Dar nu, orice, dar nu se plătește. Dar nu, nu, nu. Astea sunt taxele... Rânde, nu sunt taxele pe care trebuie să le suport. Da. Să pun la vârf pe punctul 5. Cine este? Aici vă rog frumos să puneți 16, 17, 18, 18 e același lucru. Da.
Da, citesc numai primul și primul. Aprobarea gestionării contractului de concesiune numărul 6798 din 09-11-2018 a familiei Oancea Ion și Valerica Cărbui Chiruca și Ion Mirel și Mirela Mariana. Deci, aceeași treabă, aceeași familie care își transferă proprietatea în numele fetei, în numele băiatului și punctul 17 și punctul 18. Deci, de la Oancea Ion și Valerica, care cedeze contractul de concesiune soților din Logaș Ion și Mirela Maria. Mai avem o cerere. De asta trebuie. Nu, așa fie. Nu. Nu neapărat, trebuie și la altă familie. Oancea Valerica, care vrea să cedeze fiului Oancea Ștefan. Și mai avem o dată Oancea Ion, tot fiului Oancea Mihai. Numai că avem un referat al compartimentului impozite și taxe locale, prin care se prezintă în felul următor. Urmarea cererilor, numărul 709, 715, 716 din data de 22.01.2021 a soților Oancea Ion și Oancea Valerica, domiciliați în Comuna Cașin, județul Bacău, prin care solicită acordul Consiliului Local Mănăstirea Cașin în vederea cesionării loturilor S1-22, S1-21, S5-43 și S5-44, conform capitolului 5 din aliniatul 3 din contract, care sunt aici puse. La aliniatul 3 spune felul următor. Concesionarul nu poate subconcesiona sau închiria, conform caietului de sarcini, bunul ce face obiectul concesiunii. Cesiunea contractului este permisă numai cu acordul scris al Consiliului Local Mănăstirea Cașin, cu condiția îndeplinirii în tot a contractului de concesiune. Concesionarul, la aliniatul 7, concesionarul are obligația ca în termen de un an de la data acordării concesiunii să facă toate demersurile necesare în vederea obținerii autorizației de construire și să înceapă lucrările la obiectivul de investiții. Având în vedere capitolul 5, aliniatul 3 și aliniatul 7 din contract, vă rog, dispuneți, spune doamna Olaru aici. Vă aduc la cunoștință că contractele de concesiune sunt din 19-11-2018. Acești proprietari, mă rog, acești nu au ridicat absolut nimic pe acel teren. Deci nu au construit nimic. Nu pot cesiona. Asta dacă aveam o construcție, dar un gard, construcții care se vin și de dar un gard ceva să își vinde proprietatea lui, nu numai asta, e de așa terenul stat. Comisia de specialitate a dat aviz defavorabil pentru celor care îi proiectează. Da, deci... Dar e ce ar să se în fața Consiliului Local? Noi am adus-o în Consiliul Local. Exact. Oamenii ăștia poate așteaptă un răspuns. Probabil se vor uita la filmarea. Exact. Eu supun la vot. Dar dacă avem avizul negativ, nu știu să convingă, domnule, să convingă că e filmat, dacă sunteți de acord cu așa ceva. Dacă aprobați sau nu aprobați. Dacă aprobați sau nu. Da. Ceea ce a hotărât Comisia de... Nu, adică dacă sunt de aia, aprobăm cererile. Sau respingem cererile. Sau respingem cererile. Da, ce-ți respinge? Cine împotriva? Adică... Cine respinge? Cine respinge cererile? Cine respinge cererile? Da. Mulțumim respinge cererile. Mulțumim respingea pe cererile. Da. Mulțumim respingea pe cererile. Da. Mulțumim la mea cu datorii. Trece la punctul 19. Țin să vă informez, e ultima ședință pe care o mai țin eu. Să trecem la 20. Hai să spun 20 și tot aia. Da, 20. Punctul 20. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli privind contractul de administrare numărul 9660 din 06-09-2016 pentru anul 2021. Da.
Vă rog, prezentată pe ea. Conform contractului de administrare al pădurii, în fiecare an, la sfârșit de an, de fapt, în conform contractului, în decembrie, Ocolul Silvic trebuia să ne prezinte un buget de venituri și cheltuieli. Acest buget a fost întocmit. Trebuie să-l aprobăm prin hotărâre de Consiliu Local. Sper că să încerc să vă spun că rezultat financiar care ar reveni din administrare, conform acestor ortii, sunt 270.616,44 lei. Pe 2021 vorbim, e proiect de bugetul venit și cheltuit. Acesta e plus punctul, nu? Da, e plus. Trebuie aprobat, așa. Trebuie aprobat la început. Dacă sunteți de acord. Dacă are 20%, nu? Da. Da. Anul ăsta au fost 330 de mii. Au puțin. Atât să ia. Puțin din tot. Poate că alții ne-ați luat mai mult. Nu știu. Atât au prezentat anul acesta. 270.616. Așa a fost câștigarea de 20-30% de la primării și restul la consiliu. Nici acest BDC nu e cel real. E făcut doar ca proiect. Nici ei nu au dat datele exacte. Dar așa e contractul. Exact. Dar conform contractului de administrare, ei trebuia să prezinte acest proiect de BDC. E o simplă formalitate. BBC-ul vor fi probabil în luna martie, adevăratele valori. Și mai bine ar fi și la anul adevăratele valori. Dar și după ce iese bugetul mare, fiecare instituție publică va ști și ce bani are. Și spuneați dumneavoastră, cei cadrari care trebuie să o facă în sectorul ăsta, din interiorul ăsta, trebuie să vină în prealabil să aibă hotărârea Consiliului Local. Da, recunosc că am avut niște discuții luna decembrie cu șeful Ocolului Silvic, constatând că pur și simplu trimiteau facturi fără ca acestea să fie recepționate sau și semnate cumva de un reprezentant al OAT-ului, da? Doar suntem două părți, Ocolul Silvic, Direcția Silvică și OAT Mănăstirea Caștii, da? Ei, poate anul trecut, dar în rest, deci țin minte că am mers, ba da, sunt procese verbale de recepție la lucrări, a fost întrebat, dacă nu întrebați pe domnul Apostol și pe domnul Folea, au fost personal și ei au fost delegați. Eu pe 2020 n-am văzut nimic. Nu, poate pe 2020 nu, dar... Și nici pe 2019, ca și pe anul acolo. Da. Și procesul verbal trebuie să fie o factură. Da, drept pentru care am făcut o științare Ocolului Silvic. Absolut orice lucrare pe care urmează să o facă în pădurea pe care o administrează de la primărie, va trebui să ne anunțe o zi, două înainte, absolut orice, asta înainte și la recepție, nu numai la recepție. La recepție tu poți să-mi povestești orice. Ne înștiințezi, vine, este reprezentantul nostru, nu nimic de ascuns, este domnul George Bucur, care va merge cu ei în pădure, avem nevoie să facem asta. Atunci încheiem un act, da, am fost prezenți la recepție, da, semnez că s-au întocmit toate acele lucrări pe care ei spun că sunt necesare. La urmă sunt specialiști, dar e vorba și de drumuri pe care puteau să le facă sau nu, și atunci mi se pare normal ca cineva din primărie să participe la aceste lucrări, fără să vină revizul nou pe masă. Nu, de supraveghere nu o să se poată, că n-ai cum să stai în pădure acolo. Dar prețul da. Ideea e să avem la știință tot ceea ce urmează să se facă acolo. Adică nu poți să vii cu deviz de lucrări fără ca noi de aici, în primărie, să nu știm ce lucrări se impun a fi făcute. Asta.
omul nostru se duce, le identifică împreună cu ocolul silvic, după care la recepție e mai simplu de semnat acel proces verbal. Și mi se pare normal ca acel proces verbal de recepție să nu fie semnat numai de o parte, că așa le-am găsit. Da. Mai e cineva care dorește să ia cuvântul de dreptul ăla? Nu. Să punem la vot cuvântul ăsta. Cine pe mulțumesc. Trecem la următorul punct, sau ultimul punct, alegerea președintei ședințe pentru următoarele 3 luni, pentru luna februarie, martie și aprilie. Dacă cineva vrea să facă vreo propunere. Doamna Bunoa Pantea. Da. Dacă mai există și alte propuneri pentru președinte. Deci nu? Să punem la vot propunerea lui doamna Bunoa Pantea. Cine pentru? Da. Țin să vă mulțumesc pentru înțelegere, nu că pentru înțelegere și pentru am vorbit pentru așa. Mi se expiră mandatul și am dat încrederea că doamna o să conducă în continuare, poate chiar mai bine. Și eventual trecem la diverse. Dacă cineva mai are... Da, mai avem noi ceva de introdus. Da, bine, doamne, să asta, aceste hârtii au venit... Acum trecem. Ieri. Știți că s-a modificat de la 13 ianuarie salariul minim. Dați-mi hârtia aceea. Salariul minim cu economie. Din păcate nu s-a realizat asta de la 1 ianuarie, va intra în vigoare cu 13 ianuarie, pentru care noi trebuie să aprobăm cuantumul indemnizației de însoțitor și asistentului personal. Avem referatele de la doamna Jitia Maria, care e asistent social în cadrul primăriei. S-au făcut acele calcule. Deci, pentru luna ianuarie 2021, salariul asistenților personal, cât și indemnizația de handicap, va fi 2.276 de lei brut. Nu. Repetiți, 2.300. Nu. Nu, vorbim de salariul asistenților. 2.300 este salariul minim pe economie. Da. Da. Net va fi 1.372 de lei. De ce este 1.372? Pentru că 7 zile vor fi calculate cu 2.230 și celelalte 13 zile vor fi calculate cu 2.300. Și a ieșit un salariu net pe indemnizație de 1.372 de lei net. Dar de la 1 februarie va fi alt salariu. Asta aprobăm acum. Că e diferența aceasta de ianuarie-februarie. Va fi 1.386 de lei. Asta este indemnizația. Asta vă cer acum să aprobați. Că de la 1 ianuarie plătim pentru asistenții personali și pentru indemnizația de handicap acest 1.372. De la 1 februarie va fi 1.386. Atât vă cer. Deci au intervenit aceste... E conform legii. E curiozitate, cam câți asistenți personali sunt în comun? Imediat, domnule. Dar nu putem adica asta. Vă spun acum. Imediat, în loc de vânt. 29 au fost la 31 decembrie, dar anul acesta mai avem încă două dosare în lucru și vor fi 31 de asistenți personali. Iar indemnizații de handicap, 15 persoane primesc. 15 persoane, da? Da, da. Ba da, da, se supune la vot să dăm o părere cu plan. Asta, mărirea salariului la asistenții sărăcii. Cine e pentru? Chiar trece la diverse. Dacă cineva vrea să ia cuvântul altceva de spus la diverse, da, dar la până acolo. Vreau să spun că... Dacă mai vreau să vreau să mai... Cine vrea să mai ies? Dar la... Thank you.
Păi, cineva care vrea să ia cu... Da? Mai e cineva? A, bă. Dați cu silențiu. Mai e cineva? Da. Care vrea să scrie la cuvânt? Nu. Dăm cuvântul lui doamna Andreea. Vreau să spun că noi am luat la cunoștință problemele... Vreau să spun că noi am luat la cunoștință problemele cetățenilor sau zonei care au reprezint. Acum există diverse aplicații, ținem legătura. Deci, când avem o problemă, sunăm ori pe domnul Vici, ori pe doamna primar și îi spunem direct, nu așteptăm în ședință ca să spunem ceea ce se întâmplă în sală. Țin să le mulțumesc personal că s-au ocupat la ce le-am primit și au zis. Da. Și nu știu dacă e cazul să spun că pe ulița Cutarii trebuie o mașină de balastru sau nu știu ce trebuie, atâta timp cât avem telefoane și putem să spunem direct. Și să ținem o legătură strânsă cu autora Cutarii. Da. Mulțumesc. Da. Deci numele de telefon au rămas identice al primarului și al viceprimarului. Săteii toți au numele astea de telefon. Vă spun clar că lumea ne sună, răspundem și încercăm în măsura în care reușim să le și rezolvăm. Deci ținem aproape astea la idee. Și dacă mai permiteți, cu toți știm starea drumurilor. Când plouă afară sau ninge afară și bățele cât mai mari, atunci ne sună să aruncăm măcar o mașină de balastru pe drum. Atâta timp cât sunt bărți și afară ninge, nu avem cum să intervenim acolo. Știm că sunt proaste, atunci să așteptăm primăvara, mai dăm o lună, o lună jumătate, cât o fi. Și atunci ne vom ocupa serios de cu autogreder, cu buldozer, cu tot ce trebuie, da? Acum, degeaba vin. Măcar aruncați-mi o mașină de balastru. Aruncăm banii degeaba pe fereastră. Eu vreau să întreb transformarea aceea a arenților în muncă, în folosul comunității, cum se face? Aveți o... stabiliți-o? Se face dosarul fiecărei persoane fizice care a întârziat cu plățile respective. Avem jurist în primărie, se întocmesc toate actele de trimitere în judecată, iar totul va fi la instanța judecătorească. Avem și la anumit număr de zile în funcție de instanța. Nu avem nicio problemă. Doar ei își dau acolo că sunt de acord cu transformarea de fără. Da, da. Da. Domnul Gheorghiță, răspunde. Dacă am să vă întreb de, știți, este programul ăla cu tabletele, care l-am accesat și am înțeles că au și venit și de la Ministerul Educației, nu? Da. Acum, acum... Adică am avut o discuție, v-am întrebat dacă cumva nu s-o suprapun. Adică numărul de tablete acum nu o să fie în plus. Nu. Deci, într-adevăr, la inspectorat am primit acordul să mergem mai departe, așa cum v-am și spus în ședință. Dar sunt de doar și ulterior, l-au chemat pe domnul Rupeș, hai să dăm tablete. A fost o mare surpriză și pentru mine. Bine, bună, da. Am discutat cu doamna care a întocmit documentația de la firma Euroconsulting cu care s-a mai lucrat în primărie și a spus că nu este nicio problemă. Probabil că acele tablete care vor veni nu vor fi distribuite și va fi cumva rezervă. Ca o rezervă. Da.
Nu știu acum în ce fel va fi la acordarea punctajului, dacă cum ne vor găsi prin inspector. Așa, aici e problema. Păi eu, ca să găsească și să depinde la inspectorat cum au înregistrat acele tablete. L-am rugat în mod expres pe domnul Lupeș să discute acest lucru la inspectorat. Și chiar aș vrea să discutați și nu de la asta, doamna Iordache, să vedem doamna Iordache. Este riscul de a ne interesa cu am întrebat atunci când au venit tabletele și eu am înțeles, nu, ci drept, nu oficial, nu era nicio oficial, eu am înțeles că, de fapt, ar fi diferite aceste proiecte. Așa, nu avea niciun fel de problemă vis-a-vis de aprobarea proiectului care s-a făcut în partea primăriei. Da, studiul primăriei făcut prin numărul real de elevi. Păi pe numărul real de elevi. Inspectorat a făcut și la număr de elevi. A făcut doar pe elevii care nu erau, care nu aveau, care nu dispuneau de niciun fel de dispozitiv. Deci, încă o dată dau exemplu, sunt 400 de elevi. Au venit 100 de tablete, noi cerem iar 400 de tablete. 300 de 38. Nu, 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 am dat un da. Nu era real, era relativ. Din 400 ne-a venit 100, dar nu mai aveam nevoie de 300. Dar nu cerem și ce e tot 400. S-ar putea să fie doi mai exact. Păi nu, dacă sunt proiecte diferite, sunt fonduri diferite, făcute de instituții diferite, da, să da. Da. Să ne aprobea. O vedea. Da. Da. Mai avem ceva de zis. Da, dar în urmă, am aici o depunere de numerar. În numele meu. Către o firmă de la Iași, care a susținut că mi-a plătit primăria costul la calculatoare. Și am ținut să vă aduc personal și cum mi-a făcut. Am discutat cu public, tot public, să vă aduc și el copia chitanței. Da, am observat. Da, e pe numele dumneavoastră. Fiorițe de fapt. Da. Așa că nu mai ascultați radio și am zis că nu te-a prins despre mine. Domnul... Nu știu dacă vă cum arăți, dar sunt un tip corect și nu mi-am luat corect, că din așa îmi place în continuare. Da, mă bucur. Și atunci... Domnule dragă, dacă... Și vă cer scuze, public. Bun. Dar așa s-a știut. Da. Doamna, ce privește zona aia unde am sectorul. La zona pe lacul Cordovice s-a triturat gardurile acolo și sunt satul și mașina nu mai poate trece acolo. Deci geana asta, aici mi-a zis, bă, de acolo nu mai poți să mai treci pentru eventual. Nu, eu mă leau aici pe... Nu, aici la Rulacu. La Rulacu, dar aici nu vine proiectul. Păi nu, atunci, la Rulacu, unde aici sunt preda, aici sunt Rulacu. Dar nici nu are funcție între mașina de gloire. Este cea curbă la 90 ani. Dar are funcție. Și mai este și singur drumul. Păi da, pentru că acum 30-40 de ani la casa aia în Bredăna nu era gard. Era gard, venea până în perete, cum mai rupte la capul de slavă, perete era la mine. Acum ai și un gard în tot. Acum, când o fi și. Când o fi și când o fi și în casă. O, acum, când o fi și dacă o fi și la 5 da, e greșit că nu s-a luat inițiativă atunci când omul își făcea gardă. Da. Deci atunci trebuia ieșit. Eu zic că serviciul ăsta de salubritate e de ceva vreme.
Și oamenii aceia acum sunt lipsiți de acest serviciu și, într-adevăr, pe bună dreptate s-au prezentat la sediul primăriei copiii acelor oameni care locuiesc acolo și sunt destul de în vârstă și, într-adevăr, acolo avem o problemă. Mașina de salubritate nu poate intra și să găsim o soluție și nu știu care ar putea fi soluția, în care să le service prin incendiu ar putea crea un litigiu de servitute și atunci bănuiesc acolo unde este cadastru, pentru că știu. Deci noi avem cadastru pentru un public acolo. Noi avem cadastru la limita gardului, cum sunt ele acum. Dar, făcând un raport de al șefului de la serviciu voluntar pentru situații urgente, că există o problemă în zona aia, s-ar putea face o chestie, tot domnul jurist o știe, să declară un litigiu și atunci s-ar putea... Adică sunt două variante, unul litigiu și unul expropiere. Da. Dar exproprierea sunt foarte urât, că da. Știe ei omului, deci... O întrebare a pentru dumneavoastră. Familiile acelea sunt sigură că nu au venit pentru prima oară anul acesta la mine să le service gunoiul. Ce le-ați răspuns în anii anteriori? Când ei se plângeau că nu se poate scoate gunoiul. Nu, gunoiul se scoatea, deci nu-i singura zonă, de unde somberoanele s-a dus. Au zis că au îmbătrânit între timp, nu pot să le mai scoată până în drum și pe bună dreptate. Nu credeți că nici acum nu e rezolvabil, nu se rezolvă repede. Dar o să fie chestiuni de ani. Adică dacă s-a pus cadastru acolo, nu e greu. Nu, cadastru nu-i făcut din ei. Nu, cu persoane. E posibil să-și făcut cadastru. Așa e. Orice se poate rezolva. O rezolvabă timp. O rezolvabă timp să mergem la rezultatul cei de la Lantez. Ei au avut obligația de a lua gunoiul de la partea omului, atunci se lasă mașina la fontână, oamenii lor care sunt să ducă, să le aducă tomberoanele prime, iar mai târziu, după ce le golesc, poate să-și le ia cu ale de acolo. Pline poate e greu, dar vom nu ia mai multe. Pentru că cu gunoiile se dor, dar ce fac cu doamnei trebuie? Aici e problemă. Să fie acces acolo. Nu știu, chiar dacă durează mai mult. Ce nu mai prima poziție. Și a doua, ești un tot proces. Și a doua, da, dar asta este mai 90, asta este mai scurt. Dar nu avem alte, mai întrebare, dacă aveți în vedere reabilitarea fostei clădirea dispensarului, cumva, prin domnul. Deci clădirea. Era numele copii. Și dacă n-ai teren, și te jur, deci acolo... Și dacă puteți obține, nu trebuie să fie tuturor. Când s-a încercat eu, nu știi că am încercat noi prima dată, după aia a făcut doctorul Ciobanu, domnul doctor Ciobanu, așa și i-a dat doamna Maria, de la Bacău, era așa, i-a spus, aveți terenul alături, aveți pe unul intrare. După ce s-au... Pe aia, pe 600 și nu știu cât de metri pătrat, au obținut toate lucrurile prefectului. Și atunci a fost scandalul. Și a rămas scandalul. Încălzeam procese. Da. Deci, la momentul ăsta, sunt în instanță. Da, da. Deci, este o în terena a cuiva, deci nu mai poți folosi. Și cum vedeți dumneavoastră rezolvată? Eu nu știu dacă s-a făcut toată în instanță pentru... Pentru ce? Pentru orice. Dacă s-a făcut cu bani, s-a respect, dar nu cred că s-a făcut. Iar urmă, când trebuie, s-a făcut că s-a făcut de la domnul primar. Nu, este, se judecă. Vom vedea. Era, ar fi fost bine dacă se făcea atunci și contestația la urmă, nu trebuie. Și se vede și cu ochiul liber cât de deteriorată aia trebuie de rămas. Este deteriorată. Aceea soartă cum are o zaibă și pe lumea de la urmă.
la care au venit Ministerul Culturii și au dat aviz că se poate demola. Adică nu se mai poate face absolut nimic. Costă mai mult reabilitare decât s-au dat două. Da, nu mai fac în partea. Mai e cineva care trebuie să ia cuvântul. De clar, interiorul ședința, mulțumim de participare. Alu, mai ai ceva de zis? Nu, nu. Deci, încheiem ședința, mulțumim tare mult de participare și...